frumos de afară, tu, crede-mă. Tu pleci, ne-am obișnuit aici de atâta timp, plus că știu că Ecaterina nu mă place. Să fii un pic, știi, serios și destul de distant așa față de angajați. Eu zic să mergem să luăm masa împreună, să ne cunoaștem un pic mai bine. Avem foarte multe de făcut, o să te refuz. De Diana chiar sunt foarte mândru. Chiar sunt foarte mândru, deci dă niște rezultate foarte bune, e exact ce trebuie. Vrei să fii soția mea? Vrei să rămânem împreună toată viața noastră? Vrei să ne petrecem fiecare secundă împreună? Noi trebuie să ne comportăm în așa fel încât să-l facem pe el să renunțe la ea. Noi deocamdată ne prefacem că suntem de acord. Nu este un lucru ușor să păstrezi un secret, mai ales atunci când trebuie să-l porți cu tine toată viața. Oricât de mult te-ai asigura că elimini riscurile ca el să se afle, uneori, viața îți demonstrează că poate fi mai cinică decât oricare dintre noi. Iar când acel secret iese la iveală, ajungi să te întrebi dacă au meritat ani de minciună. După mulți ani de muncă în care a construit o afacere profitabilă, Paul a ajuns în punctul în care a fost nevoit să facă o alegere grea. Starea de sănătate nu îi mai permite să se expună stresului și efortului pe care îl presupun munca unui antreprenor. De aceea, a hotărât să se retragă. Trebuie să aleg. Îmi risc viața sau renunț la afacere. Aleg viața. De aceea am hotărât ca fiul meu, împreună cu soția mea, să continue această afacere, să se ocupe de această afacere. În toți anii în care a construit afacerea alături de Paul a fost Cornel, vechiul său prieten și partener, retras din acționariat, dar rămas ca un consultant de încredere. Prezența lui este obișnuită în momentele cheie, însă ea nu alungă acum teama pentru ce va urma în rândul vechilor angajați. Diana, nu mai fi tristă, n-ai de ce să fii îngrijorată, o să te descurci, ai să vezi. La nevoie te ajută și Cornel. Cum să nu fiu îngrijorată? Sunt îngrijorată atât pentru tine cât și pentru mine. Să fii sigură că ai un sprijin din partea mea. Deci nu mai te îngrijora așa. Chiar și așa, n-am, e o schimbare și nu mi-ar plăcea să se... Ești veche în firmă și știi cu ce se mănâncă. Ești veche în firmă. Clar, dar am așa un film. E la început, dar o să fie mai greu. Știu că doamna Ecaterina nu prea mă place și nu aș vrea să mă trezesc. Asta nu e un motiv. Din firmă. Paul e prietenul meu de o viață. Am făcut multe împreună, și bune și rele. Am construit firma asta de la zero. 20 de ani din viața mea sunt aici. Ecaterina nu o să te dea afară, crede-mă. Tu pleci, ne-am obișnuit aici de atâta timp. Plus că știu că Ecaterina nu mă place și e un început greu, adică, sper să mă descurc. Tu te știi pe tine, știi cât de bună ești, de ce să nu te descurci? Ai încredere în tine. Orice mi-ar spune, eu știu că doamna Ecaterina nu mă suportă. Trebuie să am mare grijă cu ea. Diana, de fiecare dată când ai o problemă, te lovești de ceva ce nu știi, poți să-l suni pe Cornel fără niciun fel de problemă. Te va ajuta cu siguranță. Doar tu știi asta. Da, sper să fie bine. Nu mai fi îngrijorată. Crede-mă, nu ai de ce. Ok? Hai, capul sus și forță. Da, sper să te faci și tu să fii bine și... Ți-am spus, fii liniștită. Despre mine, dai seama că și eu o să fiu mai liniștit. O să fie în regulă. Corect. Ok? Hai, capul sus și nu mai fi tristă, că n-ai de ce. Ok? Ea este pentru mine mai mult decât o angajată. Este o fată extraordinară și țin foarte mult la ea. Bun, bine atunci. Vă las. Succes. Capul sus. Să fie. Mulțumim. Hai. Hai, bye. Pa. Pa. Bye. Am emoții. Nu știu cum v-ar fi, dar Diana cu siguranță va ști cum să gestioneze această firmă. Paul o să lipsească foarte mult. Avem o relație apropiată. O să-mi fie greu fără el. Gata, te-ai mai liniștit?
Nu m-am liniștit, îți dai seama, el nu mai este în firmă, eu pe el știu, am lucrat cu el atâta timp, este un om pe care mă bazam, e un om la locul lui, adică pe Caterina nu o știu așa și știu că nu mă te suportă. Te vei obișnui cu ea, deci tot o ții așa că... Păi, mă trebuie fără... că poate mă dă afară. N-avea grijă că nu te dă afară, că nici ea nu face față singură. Și are nevoie de sprijinul tău, al meu? Afacerea am început-o împreună acum mulți ani. M-am retras, dar l-ajut cu deciziile importante. Eu îți mulțumesc mult de tot că îmi ești alături și cu toate astea... Mai ce că... mulțumit că fac ce trebuie să... Nu, te rog, apropierile astea nu și-au rostul acum. Dar eu, ce ești așa rău? Nu sunt rău. Pentru ce? Ne facem treaba fiecare și... Te rog. Da, suntem profesional la muncă. Păi așa și trebuie. Așa și trebuie. Ca să meargă treaba bine, așa și trebuie. Ecaterina, soția lui Paul și Eugen, fiul lui, au fost deja anunțați că vor prelua frâiele afacerii, dar tranziția nu va fi ușoară. Paul și-a dedicat viața afacerii, însă acum dorința de a rămâne sănătos alături de familia lui este mai mare. Bună! Bună! Bună, bună! Bună, bună! Oh. Ce ai pățit? N-am pățit nimic, mi-a... Știi cum ce e? Ce ți-a rău? Mi-a fost greu. Mi-a fost greu să-mi iau la revedere, despărțirea... Păi de ce ai uitat-o, bă? E greu, e greu. După atâția ani e normal. Ce vrei? E... Hai, trebuie să te ajut. Dă sacul ăsta jos, că ai stat de zvineață cu el. Oh, mersi mult. Oh, ce bine e. Da. Să știi, m-am tot gândit. E... Nu mi-a fost ușor. Da, și trebuie să înțelegeți de ce nu mi-a fost ușor. Cum să nu? Noi înțelegem, dar o rezolvăm cumva. Normal că trebuie să o rezolvăm, normal. Mamă, ce ai făcut? Te așteptăm doar în vizită. Păi da, uite ce am făcut. Ce mi-ai cerut? Eu și Paul avem o relație foarte frumoasă și o căsnicie reușită. Și întotdeauna ne-am susținut unul pe celălalt. Chiar mi-a fost greu. Mi-a fost greu să-mi iau la revedere astăzi. Da, e, lasă acum. Deci nu stai de aici înainte să te gândești numai la asta. Adică alt stres. Viața merge înainte. Merge înainte, uite, ai oameni de nădejde aici. Nu? Da. Deci trebuie să-ți pui toată baza în Eugen. Mă trezesc dimineața la 8. E tot ce mi-am dorit. Adică? În fiecare zi? Nu, ziceam. Da. Adică e foarte bine. Oricum, eu diseară voiam să ies cu prietenii și nu știu dacă apuc să dorm în seara asta. Știi? Mă, băiete. Nu, niciun caz. Ai terminat facultatea, ai făcut masterul, da? Și te porți ca un adolescent. Ca un bune, ai câteva luni de când stai și nu faci nimic. O să mă apuc, o să am grijă, o să încep. Păi o să începi. De mâine începem treaba și o începem în forță, nu așa că te întâlnești cu prietenii. Iar întârzii toată noaptea, gata, cine știe ce faci. Serios acum. Păi mâine dimineața cum o să fii? O să vedem, o să fie ce o să fie. Eugen, nu e că o să vedem, nu e că o să vedem. Stai puțin că acolo e munca mea, acolo sunt anii mei de puși, tu trebuie să ai grijă. Și o să lucrez la firmă la tine, o să văd ce fac, o să am grijă, o să-mi dau tot interesul. Dar nu mă stresați acum. Dar nu-i vorba. Nu. Asta e bună. Ia știu exemplu de la taică tu. Că el nu s-a stat să pierdă nopțile. Nu-i vorba de 20 stresat. De ani acolo a fost. Da, de când lucrează el? Uite, de-aia mănâncă acum șnițel cu cartofi prăjiți. Eugen e tânăr. Normal că are alte priorități. Vrea să se distreze, să iasă. Dar când o să înceapă să muncească, o să vadă cât de greu este. Și o să se schimbe, o să se responsabilizeze. Sincer, nu aveam niciun chef de muncă. Sunt tânăr, vreau să mă distrez și mă gândeam că vreo 10 ani de acum încolo învăț și eu de ale mele. Nu cumva să te apuci să te îndrăgostești pe acolo, nu cumva să încep, nu știu, să... Păi, tată, eu dacă mă duc la lucru o să-mi văd de treabă, fac ce trebuie, ce-mi zici tu, ce-mi zic și colegii. Chiar te rog, o să am grijă, dar nu mă mai stresa, că mă stresez acum. Discutăm, vedem mâine, subiect, ajungem subiect. Mâine la lucru și vedem ce-i de făcut. Ce lasă că o să fie bine, eu sunt acolo. O să fie bine, normal că o să fie bine, dar hai puțin. Mama, zice și colegii, îmi zice și mama. Vis-a-vis de angajați, că tu spui că o să flirteze.
Dai fără grijă, că nu cred că o să... Și până la urmă ce am și eu tânăr, am 22 de ani, adică... Ești tânăr, dar gândește-te că și eu 20 de ani m-am apucat și am ridicat firma asta cu seriozitate și cu încredere. Nu m-am dus acolo și am tratat... Tu când ai cunoscut-o pe mama? La ce vârstă? Poate și dacă se întâmplă acum, ce o să fie, o să fie. Stăm să ne gândim de acum pe mâine. Las da, dar nu în firmă, te rog mult, nu în firmă, da? Nu, de la lucru, de la 8 la 8 sau cât o să fie, văd de treabă. Dacă îi spun lui tata că nu am chef să mă duc să lucrez la firmă, ați? Mi-a tăiat finanțele, eu îl cunosc. Eu mă duc că am puțină treabă. Dar... Și ne auzim. Bine, mă duc să rezolv treburile, mă văd cu prietenii și discutăm. Deci ai grijă când vii. Te rog, eu mă gândește-te la ce te-am rugat, o da? O să am grijă, v-am pupat, să aveți o seară faină. Hai, mulțumim. Te pupăm, pa, pa. Vă iubesc, pa, pa, pa. Pa, pa. Pa. Ce cu prietenii. Păi da, dar vezi tu că tocmai aia e ideea. Hai să stă de atâtea luni da, de zile, ok, să... am acceptat. Înțelegi și tu. Acum, înțelegi. Seara asta să se fi culcat la ora 8. O să vină pe parcurs toate lucrurile. Stai liniștit că dacă începe și el cu munca și cu stresul și cu trezitul la ora 7, nu cred că îi mai convine să stea până la miezul nopții. Da, da. Cu prietenii. E. Trebuie să se responsabilizeze. Știu. Paul vrea să controleze tot. El n-are încredere nici în mine, nici în Eugen. Adevărul e că mi-e teamă. Eugen e cu capul în nori. Nu știu dacă se va descurca. Este numai și numai vina Ecaterinei. Prea-l răsfață ca pe un copil mic. Oh, ok. Oh. Trebuie să-mi predai ștafeta. Oh, da. Să că ai încredere că o să fie bine. Suntem aici, nu plecăm nicăieri. Trebuie și ai orice fel de, nu știu, nelămuriri, întrebări, îmi spui și... Okay. Eu deja le știu din mers, te-am auzit tot timpul. Ai văzut cine a furat? Mâine fac eu masaj, ok? Da. Sper să nu fie nevoie. Sper să fiu mai așa, mai în forță decât tine. Cafea mai am voie? Nu. Nici cafea nu mai am voie? Nu. Uite, nici eu nu prea am voie, că am făcut-o foarte slabă. Da, așa o curăță. Ajuns acasă târziu, Eugen nu prea are chef de muncă a doua zi, dar totuși acceptă provocarea, mai ales că, la insistențele tatălui, este important ca afacerea să fie preluată de oameni de încredere. Gata, hai, Doamne ajută! Doamne ajută, mamă! Să începem cu dreptul. Ai emoții? N-am emoții. Ce-am zis? Mă descurc. Da, bine, acum am încredere în tine că o să te descurci. Stai liniștit. Da, și eu am emoții, îți dai seama că e așa prima zi, dar gândește-te că noi știm cam ce se întâmplă de atâția ani de zile. Lasă că o să ne mai ajute și taicătul. Mai cerem și lui părerea din când în când. Uite ce aglomerat e. Da, e aglomerat. Sper că nu întârziam chiar din prima zi. Lasă că o să ajungem bine, dar întotdeauna traficul. Am plecat în timp, nu e târziu. Da. Oricum, eu personal mai știu de la tata, mai văzut, mai fost atent. Da, trebuie să fie un pic, știi, serios și destul de distant așa față de angajați. Adică știi că taică tu a fost un pic mai maleabil și toți s-au tras de șireturi cu el. Tu trebuie să te impui altfel, știi, că tu o să conduci firma, adică să fii... Trebuie să am prestanți. Altă suflu, altă energie. Da, știi ce mă bucur eu? Că, uite, acum înainte să plece taicătul să se hotărască, de fapt să fie nevoie să plece, că asta e marea problemă, îmi pare bine că a prins contractul ăla cu hotelurile astea două, știi, vis-a-vis de textile, pentru că a mers bine și cu căinuțele, dar asta este și mai, va fi și mai... Mă gândesc mai bine că pentru asta firmă, știi? Cu hotelul e de anvergură mai mare. Da, 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 adică acolo chiar se fac comenzi uriașe, știi, pentru draperii, pentru paturi, pentru perdele și chiar o să fie o trebuie să avem fie grijă, wow. să ținem sus aici la hotel, că... Hai să... Am ajuns? Da. Hai, mă. După alte câteva mesaje motivaționale ale mamei pentru fiu, cei doi ajung la firmă. Se deschide astfel o nouă lume pentru Eugen. Să fie oare el pregătit? Nu știm asta. Dar ce știm este că scaunul de lider al companiei îl așteaptă, după ce el a fost eliberat de tatăl lui. Bună dimineața!
Bună, Diana! Bună dimineața! Bună dimineața! Hai, Eugen, intră! Hai să vă fac cunoștință. Uite, ea e Diana, fiul meu. Eugen, încântat. Ce faceți? De astăzi facem echipă. Da, gata. Bine, ne intrăm în... Intrăm în febră, nu? Mirela, da. Ne aduci nouă, te rog, cafeluța? Da, nu e rău. E foarte bine. Da. Să începem cu cafea. Mă bucur că ați venit. Mă bucur că o să ne ocupăm împreună. Mă bucur că este și fiul dumneavoastră alături. Da, noi o să ne bazăm foarte mult pe tine acum, în perioada asta, până se acomodează și el. Chiar și eu. Spune-mi cum s-a finalizat discuția cu furnizorii de la Bacău. Mulțumim. Mulțumim mult. Am vorbit deja, nu ne-au trimis încă produsele. Oricum trebuie să ajungă. Da, ce facem clar. Cu comenzile acelea, cele de la Bacău, asta știi? Spun, că da, ales mai, mai căutate, ca să zic așa. Și rezolv. Dacă sunt făcute deja, rezolv. Știi că, nu, că noi avem un termen, știu, chiar știu, trebuie știu. Să respectăm. Mm. Adică nu trebuie să ne decalăm și nici nu ar trebui să schimbăm ritmul pe care trebuie l-am avut până acum, tu știi foarte bine. La adică, fel, da. Nu că rezolv mie să problemul, se simtă afirmă și... că sunt începători pe aici. Ecaterina pare foarte bine dispusă astăzi. Sper așa să rămână și să ne înțelegem bine. N-am mai fost de mult la tata la birou. Și nu mă gândeam că are angajate așa frumoase. Rugămintea mea este să te ocupi cel puțin în primele zile un pic mai mult de Eugen. Da. Să-i, mă rog, arăți și lui despre ce-i vorba așa mai în amănunt, să-i prezinți biroul. Da. Și tu vezi și tu ce e de învățat, să uite, orice lucru pe care l-ai de lămurit. Îl ajut, să-i arăt și... Noi îți dai seama că mai vorbim și între noi, dar așa cum am zis, noi ne bazăm pe tine, că tu ești de atâția ani în firmă. Da, nu vă faceți și nimic, că... Cel puțin în perioada asta, clar că tu știi cam tot ce se întâmplă, așa că... Da, nu vă faceți probleme, o să ne descurcăm și o să am grijă și de fiul dumneavoastră, da. Să-i arăt și, și cum, pe unde, ca iar să... Vai ce băiat frumos, așa tata, așa fiu. O să facem treabă bună împreună, eu sunt convins. Mergem? Da. Gata? Da, hai, ce să zic, spor la treabă. Mulțumim. Succes, o să fie bine. Hai, mamă, că o să mă descurc, stai liniștită. Eu așa zic, o să te descurci. Ți-am spus, nu e problemă. Se descurcă că văd că aveți un băiat destul de mare și frumos, deci trebuie da, să descurce. Da, l-ai mai văzut când era un pic mai mititel, înainte să plece la studii. Revenim! Îmi place Diana. A mea o să fie. O să-ți placă la firma aici. Hai să vezi. Deci? Da, e mișto birou. Îți place? Arată bine. Ți-am zis că o să-ți placă, mă așteptam. Am încercat să îl aranjez, să fie cât mai cochet, să spun așa. Nu, no, office. Mă bucur că-ți place. Ia spune, mai lucrat? Unde mai lucrat? Nu, am mai lucrat numai ce am terminat facultatea și ăsta e primul job. Și ești pregătit? Da, mă descurc, adică nu am problemă. Nu am o problemă cu treaba asta. Mă descurc, fac, nu știu, aștept să mă înveți tot ce este nevoie să... Eu te voi învăța și îți voi arăta tot ce ține de mine și ce am învățat aici la firma tatălui tău. Te voi învăța și pe tine, clar. Acum îți dai seama că depinde și de tine să prinzi, să vrei să lucrezi, să fii atent, că îți dai seama. Sunt convins că o să mă învețe numai de bine. Eu zic să mergem să luăm masa împreună, să ne cunoaștem un pic mai bine. Avem foarte multe de făcut, o să te refuz, că nu avem cum. Nu știu cât de încântat o să fie Paul dacă ies cu fiul său. Dar dacă vrei, eu îți aduc o cafea aici la birou. O să, așa ai putea. Te obișnuiești și tu cu împrejurimile, na. Am înțeles. O să te descurci mai bine, adică, na, îi cunoști și pe ceilalți. O să facem tot ce e posibil să fie bine. După mulți ani stresanți, Paul a trecut la un stil de viață axat pe îngrijirea sănătății. Acomodarea nu este ușoară, dar când prietenii vechi îți sunt alături, parcă totul devine mai ușor. Intră, Cornel, intră, ce mă bucur să te văd. Și eu la fel. Îți pun un ceai? Ceai pui, tati. Altceva, te rog? Nu știu, am apă, suc... Un suc. Ei, dacă mi-ai fi spus acum 5 ani că îmi vin cu ceai, aș fi râs de tine. Sau că bei tu ceai. Da.
Cum e viața asta? Șprițuri, distracție, grătare, paranghelii și acum am ajuns să ne vedem la un ceai. Cum e acasă? Păi, e bine. Stai să vedem săptămâna viitoare. Cred că o să mor pe pereți. Îți dai seama. Adevărul că după o viață activă, ca să stai așa odată degeaba, dar da. Ideea care e? Că, uite, ai timp de o plimbare, de citit o carte? Tot mă plictisesc. Te cred. Eu ți-am mai zis, după atâția ani de muncă și de asta, odată să stagnez. Dar la firmă, cum e? Din ce știu eu, e bine. Am, sincer să știi că am puține emoții. Eugen e cam... Până și intră și ei în mână. Acum știi cum e, las că e bine că a început și vede ce înseamnă să muncești, să ai o răspundere. Da, așa e. Înțelegi? Și după dar e sigură că se pune el pe brază și... E cam cu capul în nori și am niște emoții, nu știu, nu facă prostii pe acolo. În ceea ce îl privește pe Eugen, Ecaterina e încrezătoare. Eu mai puțin. E și Diana, e... Diana, e o bază acolo. De Diana chiar sunt foarte mândru. Chiar sunt foarte mândru. Deci e, dă niște rezultate foarte bune. E foarte da? Bune. E, da. E chiar exact ce trebuie. Exact ce se împacă bine cu Ecaterina, să înțeleg. Adică... Da, îți dai seama că a avut ea niște se emoții. Se împacă bine. Mă rog, colaborează profesional. Na. A avut ea niște emoții la început, că o să o dea Ecaterina afară, dar uite că nu s-a întâmplat nimic, că e tot ok. Bravo. E bun, bravo. Mă bucur. Și eu sunt foarte mândru de Diana. E foarte ambițios. Cornel supraveghează și el firma de la distanță, așa că încerc să stau mai liniștit. Și într-o vacanță, când plecați? Da. Sincer să spun. Acum ai timp, să nu spui, cu asta motivai, da, cu asta da, motivai da, că da. Se prăpușește firma fără tine. Da. Acum, bine, mersi, Cornele, ai timp. Așa e, da, uite, cu chestia asta, tot plan de vacanță, cum ai spus da, și tu, da. Începe să-mi placă așa ideea de a sta acasă. Da, să știi că am plănuit ceva, uite, chiar, hai să-ți arăt ce scule de pescui mi-am luat. Da. Tocmai pentru chestia asta, ia vin cu mine. Hai să vezi. Timpul trece și Paul începe să se obișnuiască cu noul statut. Cei drept a construit o afacere care oferă familiei un trai lipsit de griji. Poate de aceea nici Eugen nu se stresează prea mult la noul său loc de muncă, fiind mai preocupat de relaționarea cu Diana. În scurt timp apar micile gesturi tandre, aparent nevinovate, dar care creează reacții pe măsură. Totuși, deocamdată, totul rămâne în limitele unei bune colegialități. Până într-o zi. Eu și Eugen am început să ne înțelegem bine și atunci am spus de ce nu. Putem ieși la o întâlnire. Și am acceptat invitația la cafea. Ia spune-mi despre ce vrei să vorbim. Mă bucur că te-ai decis să ieșim. Chiar vreau să te întâlnesc în alt context decât cel de la lucru. Să te cunosc un pic mai bine. Mai ales că acum nu ne vede nimeni, suntem doar noi doi. Bun, și despre ce ai vrea să vorbim sau ce ai vrea să știi mai exact despre mine? Eu sunt direct și o să zic că... Din prima, ai sau n-ai iubit? Pentru că pe mine asta mă interesează. Sunt direct și nu mi-e frică să pun punctul pe ei. N-am nimic de pierdut. Nu mă așteptam să fie atât de direct ăsta mic. Cam îndrăzneț. Vai, voi tineretul ăsta, cât de îndrăzneț sunteți, nu vine să cred. Păi și cum ai vrea să fiu? Te întreb direct. Asta... Nu am iubit. Tu ai iubit? Nu am iubit încă, dar hai să vedem unde ne duce seara. Ah, deja te-ai dus departe. Deci te-am acceptat invitația la cafea pentru că vreau să te cunosc mai bine. Ești de atâta timp totuși în firmă și zic că ar fi ok să ne cunoaștem mai bine. Dar tu cu gândul deja te-ai dus prea departe, să vedem unde ne lasă seara, da? Vom vedea ce și cum. Dar ți-am spus, mă bucur că ți-am acceptat invitația la cafea și mă bucur că suntem aici în a ne cunoaște și afla lucruri unul despre celălalt. Nu-mi pasă că este mai mare decât mine. Ba dimpotrivă, mi se pare că e mult mai interesant. Mă uit așa la tine și... Efectiv, vreau să spun că îmi place tare. Tare de tine. Mi-ai dat lumea peste cap. În prima zi în care te-am văzut la birou, n-am mai înțeles nimic. Hai că mă fac să rușesc la vârsta mea. Aia zic. Ai înțeles ideea.
Eu am înțeles, dar acum... Na, eu zic nici să nu grăbim lucrurile, plus că lucrăm în aceeași încintă și ar fi ok să fim un pic rezervați. Și plus că nu am spus nici da, nici nu, am lăsat doar loc de cunoaștere. Dar nu spun că nu-mi place. Diana este o femeie irezistibilă, stilată și elegantă. Sunt înnebunit după ea. Îmi place că ești așa delicată. Te pisicești pe lângă mine. Sunt convins că nu ieșai la întâlnire cu mine dacă nu voi ieși tu mai mult. A, nu vrei ieși tu mai mult. Din punctul de vedere, ai dreptate. Dacă nu mi-ai fi plăcut, clar nu aș fi ieșit cu tine, dar ți-am spus, nu vreau să mă arunc cu capul înainte. Îți dai seama, cred că cel mai bine data următoare ar fi un pahar de vin, cafeaua de ziua. Ți-am mai spus eu ție, voi tineretul ăsta... Mai bine așa, să fii îndrăzneț, decât să rămâi cu impresii greșite. Da. Ia uite ce îndrăzneală pe el. Nu am mai făcut asta până acum niciodată, să mă sărut cu un bărbat aproape necunoscut. Am zis că nu mă las până nu o fac să fie a mea. Îndrăzneț și plin de încredere, Eugen. Dar asta până la urmă îi place Dianei, care cedează treptat. Curând trece peste diferența de vârstă și îl încurajează pe tânărul Eugen. Rezultatul, cei doi devin un cuplu. Pentru mine nu e ok să ne vadă lumea împreună, adică trebuie să înțelegi și tu lucrurile astea, da? Da, dar nu mi se pare ceva așa anormal, suntem în pauză. I-am zis să nu să bagem firmă cu nimeni. Stai ușor, ce ai? Totul a fost natural, ne-am îndrăgostit. A venit de la sine. Deci nu se poate, trebuie să-i despărțim. Trebuie făcut în așa fel să-i despărțim. Sigur, știi că eu n-am să permit așa ceva. Nu sunt gelos pe fiime, cum să fiu gelos pe fiime? Ce motiv aș avea să fiu gelos pe fiime? Pe măsura trecerii timpului, Eugen este concentrat aproape exclusiv la relația cu Diana, poate și pentru că deocamdată afacerea merge din inerție. Oricum, Paul și Ecaterina nu știu ce se întâmplă. Măi, să înțeleg că ți-a fost dor de mine. Deci, de-abia așteptam să ajung la birou să te văd. Chiar așa? Da. Dar știi că totuși suntem la birou și nu e ok să ne afișăm sau să ne surprinde cineva. Nu ne vede nimeni. Cine să... Cum adică cine? E o firmă plină de oameni, nu suntem doar noi aici și nu... Și așa ar e firma fi... lui tata, nu păi e este niciodată. Firma lui taică, tu nu este firma lui mami. Pentru tine ar fi ceva... Ies cu angajata firmei lui tati. Dar pentru mine nu este chiar așa. A început să-mi placă Eugen. De ceva timp ne tot întâlnim. Eu o să respect dorința Dianei, dar nu mă interesează dacă ne prinde cineva. Pentru mine nu e ok să... ne vadă lumea împreună, adică trebuie să înțelegi și tu lucrurile astea, da? Da, dar nu mi se pare ceva așa anormal, suntem în pauză. Și în pauză, hai să ne giugiulim în pauză, nu? Și intră acum colegul de lângă și ne vede, cum e? Nu intră nimeni. Nu mai spune că lumea vorbește, să știi, pe aici, prin firmă și nu vreau să aud vorbe. Crezi că ar fi vreo problemă? Mie mi se pare ceva perfect normal. Până la urmă, este ceva perfect normal să faci treaba asta acasă, nu în timpul serviciului, dacă în fața colegilor și așa mai departe. Noi ținem unul la celălalt, adică... Ținem într-adevăr, dar nu. Trebuie asta trebuie să știm doar noi, nu toată firma. Se pare că suntem în birou, suntem aici, la noi. Păi, suntem în birou, aici, la noi. Sunt înnebunit după Diana. Nu mai la ea mă gândesc. Diana, ți-am adus să... Ce faceți voi aici? Dragilor! Actele de la firmă, i-am mai spus una alta despre ce și cum are de făcut, așa. Că vorbeam de furnizări, că trebuie să... Da. Rezolvăm cu... Da, observ. Chiar voiam să știu, până la urmă, cum s-a finalizat discuția aia. Am rezolvat cu cei de la Bacău, asta îi spunem și lui acum. Or să ne vină produsele. Da, mamă, ți-am zis să stai liniștită, că... Rezolvăm. Da, Eugen, știi că noi am discutat cu vis-a-vis de apropierile astea foarte... Despre asta vorbeam.
Vine să intru în pământ de rușine când ne-a prins Ecaterina. Trebuie să ne cunoaștem un pic mai bine, evidente. Doar lucrăm împreună. Nu avem nicio treabă, stați liniștită, domnule Ecaterina. Nu avem nicio treabă, adică nu vă faceți probleme. Păi dar nu știți foarte bine că lucrezi de atâta timp în firma asta și... Liniștită. Nu știu ce... Ce-l înveți tu pe el și astea sunt contractele pe care mi le-ai dat, le-am semnat. Da. Și voiam să te întreb vis-a-vis de cei de la hotel cu redecorarea, dacă au ales, le-ai trimis au monstrele? Au ales deja, da, le-am trimis monstrele, aștept acum să-mi trimită mail să-mi spună ceea ce au ales. Dacă nu-i vedeam, nu mă prindeam ca o aventură sau o relație. Ți-am zis să nu-ți mai faci atâta griji, mă descurc, totul e în regulă. Păi eu aș vrea să stau chiar liniștită. Ce ține de mine, i-am arătat. Ce mi-a scăpat, mai vin pe parcurs și îi voi arăta în continuare. Eu zic că se va descurca. Da, 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 eu văd, dar aș vrea să luați mai în serios activitatea voastră aici și să... Stați liniște, doamna Ecaterina, nu se pune problema. Înțeleg că ai multe să-i spui și tu că ai multe de învățat, dar eu zic să nu stați chiar așa tot timpul unul lângă altul. De fiecare dată. Eugen, mai vii și pe la mine prin birou, că mai avem și noi de discutat și de stabili niște lucruri. Oricum o să mai vorbim și acasă cu taicătu și vis-a-vis de ținută, că nu prea-mi place cum te îmbraci la birou. Serios. Nu am nimic împotrivă. Fiul este tânăr și poate să experimenteze. Dar nu aici la birou, așa în văzul lumii. Nu știu dacă și-a dat mama seama sau nu, dar mama mă interesează. Ce ți-am spus? A, s-a întâmplat acum. Ești mai mic, învață când îți spun. Că știu ce spun, eu știu care e mersul aici la firmă, acum intru și în gura. Stai liniștită, nu are ce să-ți facă, doar eu sunt copilul ei. Păi tu ești copilul ei, dar eu nu sunt copilul ei. Păi da, dar ea mă iubește pe mine și păi, face dar nu mă iubește pe mine. Nu e vorba de asta, ți-am zis să stai liniștită. Eu ți-am spus ție că trebuie să fim un pic mai calculați și mai compătați la muncă. În timpul liber la muncă ar trebui să fim exact cum a spus și ea, adică... A intrat maică-ta, poate ne surprindă oricine altcineva, nu e ok. Acasă, Paul încearcă în continuare să se adapteze la noua lui viață, iar cel mai greu lucru este să se deconecteze de la viața de birou. Însă veștile pe care le aduce Ecaterina sunt tot despre ce se întâmplă la birou, pentru că acolo, într-adevăr, se întâmplă ceva. Bună, dragule! Ce faci? Bună, draga mea! Ce să fac? Uite, citeam. Bravo! E așa, da? Da. Așa, da. Deci... Ce să fac? Îmi caut să-mi omor și eu tipul cumva cu ceva. Lasă că nu e rău, pentru că în alte vremuri nu aveai timp de nimic. Da, da, mă relaxez. Măi, deci am venit într-o fugă. Am venit într-o fugă pentru că... Ce s-a mai întâmplat la serviciu? Ce crezi că... Ce ai mai făcut? Am prins eu așa și am văzut astăzi la serviciu. Ce ai mai făcut? Eu să fac. Eu fac numai ce trebuie. A. Alții nu fac ce trebuie. Adică? Astăzi am intrat în birou la Diana. Așa. Păi și era cu Eugen. Cum? Era cu Eugen, dar erau așa într-o semi-giugiuleală ceva. Nu știu, n-am surprins-o foarte mult. Serios. Eugen cu Diana? Da. Hai mă, las-o încolo. Cum așa ceva? Deci clar că erau foarte apropiați pe canapea acolo, știi, birou Diana. Ecaterina, așa ceva nu e de acceptat. Deci eu i-am zis să nu să bagem firmă cu nimeni. Stai ușor, stai ușor, stai ușor, ce ai? Ai început cu agitația. N-ai liniște nici acasă. Nu, nu e că okay. Dar care e marea problemă așa? Nu e în regulă, nu e în regulă. Cum? Da, nici mie nu mi se pare în regulă. Dar sincer, acum ce vrei? Lasă băiatul să distreze. N-a poftim. Am zis să am încredere în el. Și el, uite ce mi-a făcut. Eu mă bucur că are o profesoară bună momentan. Că doar nu lua-o de nevastă pe sărăntoacă. Să se distreze cu una care e... mai mare ca el, în primul rând e angajată în firmă. E o angajată bună, dar de da, ce? Da, nici eu nu sunt de acord cu asta. Știi păi, că eu nu înghid deloc exact. Pe Diana. Și am avut eu așa... Nu știu, am simțit eu ceva, o antipatie totală pentru ea. Nu e ok. Dar acum chiar eu nu sunt de acord. Lasă să experimenteze, dragă, ce vrei. Ce să experimenteze? Știi ceva? M-am gândit că... firmă și nu cu Diana. M-am gândit că până la urmă e bine pentru firmă, știi? De că... ce e bine pentru firmă? Păi să mai apropiați, spune, își spun unul altuia acolo ce probleme sunt, ce lucruri inevitabile apar și... Nu e, nu e. Învață și el. Ecaterina, învață și una și alta. Nu e în regulă, nu e normal așa ceva. Ți-am zis, în primul rând că e mai mare ca el.
Da, asta știu, da. De asta zic că din punctul acela de vedere ai prinde bine, nu-i problemă. Și acum dacă el o să stea numai la firmă, unde? Da, dar era bine. De așteptat. Într-un fel era de așteptat că sigur îi pică ochii pe vreuna de acolo. E adevărat că nici eu nu mă așteptam la Diana, adică chiar aveam pretenții, că într-adevăr e... Ai fost de față când l-am rugat? Are o vârstă. Ai fost de față când l-am rugat și i-am zis, nu în firmă, nu este normal să fac așa ceva. Da, dragă, dar de ce ți se pare că e doar el vinovat? Este angajata ta de atâția ani, tu o cunoști foarte bine, ai zis că e fată serioasă, că știi că eu, dacă mai comentam ceva, imediat... Iana, nu, n-are cum, zic că Eugen e cu capul nori și s-a dat la ea, ascultă ce spun eu, nu, Diana nu făcea așa ceva. Da. Paul, îmi cam dă de gândit. Ce să înțeleg? Pare mai mult gelos decât supărat. Înțeleg că l-a atras Diana, are și de ce. Partea asta o înțeleg, doar că mie mi se pare total nepotrivit. Păi și au forțat-o, au obligat-o sau nu ce crezi? Nu, depinde, eu știu dacă ai zis că se giugiuleau, cum au ajuns, cum, nu-mi dau seama, nu e acceptabil așa ceva. Nu, eu nu am să accept niciodată așa ceva. Lasă, dragă, nu te mai agita atâta. Că toate au un început. O să fie și el de două, trei ori cu ea și îi dă cu... îi dă papuci. Ce crezi că o să stea mult cu ea? A fost el încântat așa, cred că. Eu știu, acum mă gândesc că și ea i-o fi făcut ceva ochi dulci, că doar nu l-a apucat pe el așa. Mai sunt și alte fete pe acolo, nu? De ce tocmai Diana? Dacă păi fata e dispusă și disponibilă, ce să fac? Asta mă întreb. Ce să facem acum? De ce tocmai Diana? Nu e angajata ta de bază? Te așteptai? Eu profesionistă? Nu pot să... Da. Pe Paul o să-l pun eu la punct. Să nu cumva să intervină în viața băiatului, că o să ne certăm. Am să o sun pe Diana și am să-i bag mințile în cap. Fii convins că asta o să fie o perioadă scurtă și își face mendrele și se termină. Bine, eu mă duc să bine, mă schimb. Bine, hai, lasă, bine, calmează-te, bine, nu bine, face sânge rău. Să zicem că dacă e așa, dar dacă devine ceva serios, să știi că... Nu mare problemă, nu dacă devine agita. Ceva serios, eu nu sunt de acord. Relația lui Eugen cu Diana îl îngrijorează pe Paul și nu ne putem gândi decât la faptul că el are motive întemeiate să nu-și dorească această relație. Uite, nici Diana nu-mi răspunde la telefon. Deci e clar. Se simte cu musca pe căciulă. Într-un final, Paul a reușit să se întâlnească cu Diana ca să discute despre problema apărută, dar acest lucru plasează însă și relația lor într-o zonă de mister. Și asta în timp ce dovezile de dragoste ale lui Eugen continuă în fiecare zi. Însă acest lucru nu este deloc pe placul tatălui. Simt că ceva se întâmplă și mie... nu-mi convine. De ce anume nu-i convine lui Paul relația fiului cu Diana, vom afla probabil la momentul potrivit. Cert este că Eugen este mai îndrăgostit ca niciodată și vrea mai mult, mai ales că Diana răspunde iubirii tânărului. Vai, cât mă bucur că am ieșit în oraș astăzi, este atât de plăcut, am prins o vreme foarte mișto și mă simt foarte bine alături de tine. Sunt foarte, foarte, foarte fericită! Da, Diana, dar uite, eu m-am gândit și mă gândesc de ceva timp. Vreau să petrecem fiecare secundă împreună, fiecare moment, fiecare seară. 24 din 24, simt că nu suntem sortiți. Da, dar ai răbdare, toate la timpul lor, nu? Răbdare, dar m-am săturat, uite, ne ascundem la lucru, uite, ieșim în parcă, aș vrea și o să ieșim la cafea, să ne vedem la restaurant, de ce să ne ascundem de lume? Da, să mă cer de nevastă, te-ai gândit? De soție, în căsătorie, ceva... numai așa? Unde te duci? O iubesc enorm pe Diana. Vreau să-mi petrec toată viața alături de ea. Vreau să fie mama copiilor mei. Vrei să fii soția mea? Vrei să rămânem împreună toată viața noastră? Vrei să ne petrecem fiecare secundă împreună, să ne bucurăm de prezența unui altuia? Vrei? Nu eram pregătit pentru asta, nu am avut un inel, dar Diana m-a făcut să realizez ce-mi doresc de la viață. Da,
clar, normal că vreau. Sunt foarte fericită că Eugen m-a cerut în căsătorie. Dar îmi este foarte teamă că părinții lui nu mă vor accepta. Sunt convinsă că mama ta nu o să fie de acord cu mine, condițiile în care eu sunt mult mai mare ca tine. Adică este totuși o diferență de, nu știu, aproape 10 ani. Diana, astea se rezolvă cu timpul și o să vezi că nu are nicio importanță. Important e că eu țin la tine. Te iubesc, vreau să fiu împreună toată viața. Chiar nu contează detaliile astea minore. Hai să facem totul să fie superb, totul să fie frumos. O să vezi. Nu știu cum o să punem problema cu ai tăi și mi-e teamă de chestia asta, pentru că odată ce ai tăi nu or să mă accepte, automat clar voi zbura și din firmă, deci îmi voi pierde locul de muncă. Deci asta nu se va întâmpla nici niciodată. Și relația noastră nu cred că o să fie ok dacă vom ajunge aici. Adică eu zic, nu știu, să mai așteptăm, să mai tatonăm terenul un pic, să vedem ce se întâmplă. Mai vedem cum este și maică-ta, poate totul se mai îmbunează, poate va, nu va fi chiar așa. Eu zic că o să reușim. O să reușim, o să le arătăm că suntem ok, că suntem faini împreună. Sunt convins că ai mei vor fi foarte fericiți că mă căsătoresc, mai ales cu așa femeie. Haideți să mergem în weekend la ai mei, programăm o cină acasă, să le prezentăm ideea. Sună foarte mișto, dar mi-e foarte teamă. Nu are de ce să-ți fie. O să vezi. O să vorbim cu ei, o să le spunem situația. O să înțeleagă. O să fie fericiți pentru noi. Sunt părinții mei și ei te cunosc. Crei? Sunt 100% convins de treaba asta. Bun. Și acum să vină weekendul și să vedem cum vor reacționa părinții lui. E natural. O să vină totul de la sine. Chiar dacă este deja evident că Diana știe lucruri pe care Eugen nu le știe, totuși ea acceptă invitația de a veni în vizită oficială, să-i spunem, la părinții lui. Bună seara, mamă, bună seara, tata! Salut! Bună, salut. Bună! Vreau bună să seara. Vă prezint bună. Pe iubita mea. Bună seara, ne cunoaștem. Da, mă gândeam că voi știți deja pe Diana, așa. Dar nu în calitate de iubită. Așa, surpriză! Da, foarte... Ce repede s-au mișcat. Foarte tare surpriza. Copiii. Totul a fost natural, ne-am îndrăgostit. A venit de la sine. V-am lăsat foarte singur frumos. În firmă și ați început să vă faceți de cap deja. Ne-am făcut de cap. Nu ne-am făcut de cap. Ne-am văzut de lucru și între timp s-au înfiripat și altele. Și-au văzut de lucru. E, știți cum e dragostea când vine, nu te întreabă. Da, ai și tu dreptate. Că doar ai o... În vârstă, nu? Corect. Ai experiență, mai multă decât tinerelul. Îi împărtășesc din experiența mea. Să știți că noi ne iubim și ne înțelegem. Manager. Iubire? Așa repede? Gata? E iubire? Să fim serioși. Auzi, se iubesc. Pe cine minte ea? Da, ne înțelegem chiar foarte bine. Nu suntem de ieri de astăzi, avem totuși... Ceva timp. Da, da, da. Dar știți că e o diferență de vârstă între voi totuși, nu? Știți foarte bine. Nu contează, nu? Doar un număr. Nu cred că are o foarte mare importanță. Sunt câțiva anișori, da? Da, ei, lasă că nu știu. La început am avut și eu aceeași discuție cu el, am spus de diferența de vârstă și... Nu cred neapărat că e o relație foarte serioasă. E normal să încercați și voi să vă cunoașteți, să tatonați. Pe mine acum... personal nu m-a interesat partea asta. Fimiu? Este un copil. Diana e cu 10 ani mai mare decât el. Auzi și pe deasupra să-i spună că îl și iubește. Păi amărât asta crede că intră în familia mea. Se înșeală marnic. Nu e nicio mare grabă. Luați-o așa, ușurel, ușurel. Păi, așa am pornit. Vreți să beți ceva? Vă duc și vă un suc? Nu, apă, vă rog. Apă? Că se poate. Ok. Hai că am să duc. Să mâncăm ceva. Da, ți-e foame? Uite, eu am un desert aici. Uite, a pregătit maică-ta acolo. Păi... Doar vorba aia, avem musafiri, nu? Aia e normal. Am venit cu iubita, nu? Da, da, măcar... exact. Da. Da, interesant, foarte interesant. Ați spus că vă iubiți, nu? Da. Avem deja ceva timp împreună. Da. Și ne ceva înțelegem... timp cât? Sunt câteva luni bune chiar. Serios vorbiți? Serios, Diana? Da, da, da. Și cum vă înțelegeți, totul e în regulă? E... Nu ne-am fi gândit niciodată la început, cel puțin eu chiar nu m-am gândit. Sincer, nici eu. Că... Sincer, nici eu nu m-aș fi gândit, da. Uite că... Eu când dar am văzut-o pe Diana... Ce curios ești! E,
E normal, sunt tată, nu e normal da, să... Da, uite tot aici o să le pun. Mulțumim frumos. Nu, 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 că simt că mi-explodează capul, simt că o iau razna, așa ceva nu este admisibil. Mă bucur foarte tare că am cunoscut-o pe Diana. Da, tocmai la firmă, coincidență, nu? Da, îți mulțumesc, tată, pentru... Cu mare da, drag. Se vede că e îndrăgostit. Cu mare e drag, băiatul meu, da. Da. Luați niște prăjituri, serviți, nu știu, ce vreți de aici? Înainte să ne apucăm de prăjituri. Așa. Vreau să vă spun că am o surpriză pentru voi. Surpriză? Altă surpriză față de cea inițială. Am o surpriză foarte mare. Ia, să auzim. Eu și Diana ne căsătorim. Poftim. Eu nu am să permit așa ceva. Nu am să permit să se căsătorească. Chiar îmi pare rău. Mă așteptam să o placă și să o accepte pe Diana. Facem nuntă. Foarte bine. Bravo. Mulțumim frumos. E un pic cam grăbită treaba. Sper că nu e altceva la mijloc. Un pic? Da. Mi se pare extraordinar de grăbită. Nu e un pic. Dacă așa a fost să se întâmple lucrurile... Consider că se destramă o relație și după zeci de ani de... căsnicie, așa că dacă va fi să fim împreună, cu siguranță vom fi. Eu și zic că ar trebui să porniți din start pe ideea asta, da. Păi, cine suntem noi să judecăm? Sincer, mie nu mi se pare o idee adică bună. Adică să nu fie nimic forțat. Nu e nicio grabă, dar eu mă bucur foarte mult. Bravo! Bravo! Mulțumim! Ce bravo, dragă! Ce bravo! Ce bravo! Ce bravo! Fac o echipă așa de frumoasă și sunt atât de bun și la joc. Ascultați-mă și pe mine! Sincer, nu mi se pare o idee bună. Ce-i cu reacțiile astea? Paul a reacționat greșit. O să am o discuție cu el. Trebuie să-i lucrăm subtil pe la spate. Știu că l-am dezamăgit pe Paul, dar eu chiar îl iubesc sincer pe Eugen și chiar vreau să mă căsătoresc cu el. Cum? Da, nu te înțeleg, dragă. Ce ai? Iar ai început cu agitația, până acum ce ai? Vai să-l văd și eu pe băiatul nostru la casa lui. Și acum ce ai? Eugen, ești prea tânăr să te căsătorești. Dar ce-i cu tine? Da, nu te bucuri pentru mine? Adică e un eveniment important din viața mea. Ar trebui să fii fericit. La uite-te la mama. Ne căsătorim de tineri, nu uite. Eu am stat până la vârsta asta și da, nu am reușit să fac treaba asta. Mama, eu zic că aș fi dorit să fac... bine. Nu înțeleg, nu înțeleg de ce reacționezi Eugene, așa. Eugene, n-ai cum, tată, ești prea tânăr, mai de da, trei viața, mai de învățat. Vezi și tu, dragă, mai partea bună a lucrurilor. Care este partea bună a lucrurilor, draga mea? Cum adică? Dar tu nu te gândești cât de bine să meargă firma asta? Suntem fericiți. Diana lucrează de atâta timp în firmă, duce în firma, ține în firma pe picioare. Îmi era teamă de Ecaterina, dar uite că, de fapt, Paul a reacționat mai urât. Momentan am intrat în jocul ei, așa, de dragul lui Fimiu, ca să nu-l fac de râs, dar nu o să rămână lucrurile așa. O cunoști pe Diana de atâta vreme, o știi ca și pe copilul tău. Despre ce vorbim? Draga mea, de atâția ani de zile în firmă, ce ai tu cu fata asta? Ascultă-mă și pe mine. Nu mi se pare o idee bună. Nu mi se pare o idee bună și punct. Doamne ferește. Ei, tata! Nici nu mă așteptam. Tata, unde te duci? Nici nu mă așteptam la așa reacție, nu înțeleg ce-i cu el. Sincer, nici eu nu mă așteptam. Da, probabil că de când stă mai mult acasă... Poate și de la sănătate. Dar ne bucurăm că măcar cineva ne părtășește bucuria. Nu mă bucur, mama. Mă bucur că mă susții. Ușor, ușor va fi și el pe calea cea bună. Stați liniștiți. Eu așa zic. Ferește, măi, Paul, dar ce-ai dragă de tăgiță așa? Caterina, cum îl lăsăm pe ăsta să-și distrugă viața? Serios vorbim? Măi, dar tu trebuie să reacționezi așa de față cu fătuca asta? Serios? Păi, dar tu cu cine ții? În loc să ții cu băiatul nostru? Păi, tocmai de aceea că țin cu el, nu vreau să-l las să-și distrugă viața. Lasă, dragă, că nu e nicio nenorocire, ce gata, a luat-o de nevastă, de ce reacționezi așa? Deci nu te înțeleg, nu te înțeleg, pe cuvântul meu, am mai discutat lucrul ăsta. Da, eu te știu pe tine un om inteligent. Nu gândești și tu un pic? Indiferent de situație, Diana și Eugen nu se pot căsători. Ecaterina, eu nu te înțeleg pe tine. Ce ești atât de fericită? Ce te bucuri atât de mult pentru chestia asta? Că se căsătorește cu
cu fătuca asta? Păi stai, dragă, să spun eu care, cum stă treaba. Păi, noi trebuie să ne comportăm în așa fel încât să-l facem pe el să renunțe la ea. Noi deocamdată ne prefacem că suntem de acord. Doar n-ai impresia că o să-l las eu să se însoare cu sărăntoaca asta, care e mai mare cu atâția ca el și l-a făcut de cap, de minți. Of, că fraieri mai sunt bărbații. Lui ăsta trebuie să-i desenez. Dacă ne opunem și nu suntem de acord cu el, mai rău o să facă, mai rău o să o vrea. Așa o să-l determinăm să o lase el, să renunțe la ea. Că să deschidă ochii. Stai puțin să înțeleg și eu. Deci care e strategia ta? Păi noi trebuie să ne prefacem că suntem de acord cu el, cu ei. Trebuie să-i deschidem copilului ochii, că a găsit-o pe asta iubirea la vârsta pe care o are fitul, că n-a mai găsit altul. Ce să spun, uite așa. Ta, bucuria ta pentru zâmbete. Da, și normal, dar nu crezi că o să las eu pe fimiu să se căsătorească pe viață cu sărăntoaca asta. Serios? Of, la început am zis că își face mendrele cu ea, dar văd că treaba devine serioasă. Cum l-a prins în plasă? Cum a făcut treaba asta? E ceva care, îți dai seama, m-a enervat, într-adevăr. Ai drept. Acum, ascultându-te pe tine, îmi dau seama, realizez. Da, poate... A, te-ai mai calmat? Parcă te-ai mai calmat. Te-ai calmat? Da. Da, nu știu, sigur? Ești ok? Că, nu știu, ești gelos pe fitul, nu știu, va zăpăcit femeia asta? Nu începe cu prostii din astea. Nu sunt gelos pe fimiu. Cum să fiu gelos pe fimiu? Ce motiv aș avea să fiu gelos pe fimiu? Așa. Na, poftim. Asta mai trebuie acum, să mai fie și nevastă mea geloasă pe mine. Nu. Dar până la urmă, care era agitația ta? Nu vreau să distrugă viața. E tânăr, e normal. Nu aș vrea și... Da, dragă, și eu sunt de acord cu asta. Îți dai seama, lăsam eu pe mâinile ăsteia. Și firmă, și băiatul nostru. Adică ce să facem și noi? Ce să facem și noi? Da, ce inteligentă e. Eu sunt încrezătoare. Știu că lucrurile vor ieși așa cum trebuie, așa cum îmi doresc eu. Și am greșit, într-adevăr. Recunosc că am sărit puțin calul, dar tocmai din motivația de iubire față de Eugen, nu de altceva. Dragă, dar oricum nu trebuia să ai reacția asta. Nu trebuia să ai reacția asta. Noi trebuie să discutăm lucrurile astea și să picăm de acord și cu asta basta. Hai că... Corect. Mai vorbim despre asta și discutăm în amănunt. Da, acum ai înțeles, da? Am înțeles. Te-ai calmat. Liniștește-te. Am înțeles, m-am calmat. Okay. E bine. Ok. Hai. Paul este de-a dreptul bulversat de ce se întâmplă, dar amână să dezvăluie deocamdată adevăratele motive. În schimb, simte nevoia să se vadă de urgență cu Cornel, prietenul lui de o viață. Ce faci? De ce mai sună? Ce s-a întâmplat? Of, ce să se întâmple? Fimiu vrea să se căsătorească cu Diana. Și n-ai bănuit nimic până acum? Mi-a zis mie nevastă mea că a observat că sunt cam apropiați, dar... Cam foarte multe apropiați. Am zis că doar s-au împrietenit. Și apoi ce să vezi? Au venit în vizită la noi și ne-au dat vestea. Vor să se căsătorească. Trebuie să împiedic atât nunta cât și relația lor. Dacă se află adevărul, s-a zis cu noi. Deci nu se poate. Trebuie să-i despărțim. Trebuie făcut în așa fel să-i despărțim. Sigur, știi că eu n-am să permit eu așa ceva. Eu știu că o să aibă de suferit multă lume. Dar n-avem altă variantă. Cornele, eu sub nicio formă nu pot să permit așa ceva. M-ați zis, mă duc să vorbesc cu ea, mă duc să o fac să înțeleagă că așa ceva nu este acceptabil. Nu putem accepta amândoi. Am să-i spun, te rog, nu știu, gândește-te și tu cum să facem într-un fel. Eu m-am gândit, mă duc și vorbesc cu ea și spun în față, femeie, nu poți să faci așa ceva. Dar nu-i normal, trebuie să gândească și ea. Nu știu cum era mai bine, să nu meargă Eugen să lucreze acolo sau să o dea afară pe Diana. Deci te gândești, mă gândești și eu cum să facem și... Da? Hai că te anunț. Bun. Te anunț, Cornele, bine. Bun. Hai, mersi mult. Numai bine, o zi bună. Mersi. Pa. Și implicarea lui Cornel în această poveste este evidentă. Însă ce rol joacă el rămâne deocamdată un lucru învăluit în mister. Mă jignești? Chiar nu ți este rușine? Este o persoană care va spune adevărul.
Pentru că văd că voi nu aveți acest curaj. Nu a fost nimic premeditat, s-a întâmplat și cam atât. Eu chiar îl iubesc pe Fitu și nu vreau să renunț la el. Adevărul este că na, Diana e o femeie foarte frumoasă. Ce este între tine și Diana? Eugen, nu e nimic între mine și Diana. Deci mă iei de fraier, mă iei de prostata. Vroiam să mă întâlnesc cu ea și să-i spun să renunțe la relația cu tine. Cu toată opoziția părinților, Eugen este fericit alături de Diana și visează la o viață frumoasă alături de ea. Doar că Paul este mai hotărât ca niciodată să împiedice căsătoria fiului său cu Diana. Alo, da. Ce faci, drăguța? Bine la birou. Spune, ce este? Nu, mă bucur, mă bucur. Să știi că sunt foarte supărat. Cum poți să-mi faci una acasă? Ce e în capul tău? Eu te ajut, te susțin și tu te cuplezi cu fiul? Dar ce-am făcut, domne? Eu îl iubesc pe Fitu. Nu mă interesează. Nu este ok ceea ce ai făcut. Înțelege, Diana. Înțelege că... Te rog frumos să înțelegi că... Nu a fost nimic premeditat, s-a întâmplat și cam atât. Eu chiar îl iubesc pe Fitu și nu vreau să renunț la el. Diana, tu nu înțelegi că nu mă interesează? Nu mă interesează. Îl părăsești, așa ceva nu este ok. Și tu știi bine că nu e ok. Dar nu vreau să-l părăsesc, că e nebunit. Nu, că Diana a luat-o razna cu totul. Nu poți să-mi faci treaba asta. Nu poți să fii așa om. Cum poți să gândești așa? Eu chiar m-am îndrăgostit și chiar îl iubesc pe fiul tău. Diana, nu mă interesează că te-ai îndrăgostit. Nu mă interesează că îl iubești. Mă interesează și vreau să înțelegi că ceea ce faci nu este ok. Nu este bine. Hai măi, încetează. Eu nu vreau să renunț. Gândește-te și la mine. Și gândește-te și la Fitu, că Fitu chiar mă iubește cum îl iubesc și eu și... Ne iubim chiar. Nu vreau să renunț. S-a întâmplat pur și simplu. Diana, pentru că mă gândesc și la tine și la fiul, îți cer să încetezi în acest moment această relație. Nu vreau să te superi pe mine, dar eu nu am de gând să încetez această relație. Eu chiar îl iubesc pe Fitu și chiar nu vreau să încetez. M-am săturat, gata, deci chiar m-am săturat să-mi spună toată lumea când să vorbesc, când să tac, ce să fac și cum să fac. Gata, stop! Nu mă interesează, nu mă interesează ce îl iubești, nu mă interesează, te rog frumos. Paul, îți sunt recunoscătoare pentru tot ce ai făcut pentru mine și îți mulțumesc frumos, dar atât. Păi Diana, asta e recunoașterea. Pentru ce te-am făcut, pentru că te-am ajutat, te-am susținut, asta e recunoașterea ta? Da, am încheiat orice. Acum sunt cu fiul tău, îl iubesc și mă iubește și încetează să mă mai suni. Gata, s-a terminat orice. Nu mai vreau să mai aud. Diana, te rog frumos, Diana. Te rog frumos să înțelege și termină. Hai, gata. Nu mai vreau să mai aud nimic. Niciun termen, te rog frumos, a fost ce a fost, a trecut, gata. Oprește-te și tu. Sunt la birou, nici nu pot să vorbesc tare. Diana, înțelege, în acest moment încetezi relația cu Fimiu și îți dai demisia, da? Nu am de gând să avem... încetez nimic cu Fitu. Eu îl iubesc pe Fitu și cam atât, punct. De ce, Diana? De ce îmi faci așa ceva? Nu-ți fac nimic. Paul, te rog frumos, ce-a fost între noi a fost. Punct. Să nu mai aud. Ce? Ce-a fost? Ce-a fost între tine și tata? Poftim? Ce a fost între tine și tata? Nimic, ce să fie? Cum ce să fie, că te-am auzit vorbind la telefon? Da, vorbeam de o chestie cu firma. Ce firmă? Ce a fost, a fost. Ce a fost? Cu firma, măi. Deci am auzit toată conversația. Ce este între tine și tata, vreau să-mi spui acum? Nimic, măi, calmează-te, ce ai? Nu am cum să mă calmez, numai ce te-am auzit. Diana, te băi, rog n-ai frumos să-mi spui bine, ce e între că mine n-ai auzit și tata. Bine, chiar n-ai auzit bine, deci calmează-te, nu ce e problema. Ce este între tine și tata? Nimic nu este între mine și taică, tu ce ai?
Dacă se află adevărul, toți avem de pierdut. Ești amanta tatălui meu sau ce? Ce ai, măi? Cum să fiu amanta tatălui tău? Deci, Diana, măi, de prost, cum să-mi faci așa ferește, ceva? Doamne, ferește, cum poți să vii să spui treaba asta? Tu nu-ți dai seama? Deci te rog frumos să-mi spui direct. Ce este între tine și tata? Nu am ce să spun între mine și tata, că nu este absolut nimic. Vorbeam de firmă. Nu vorbeați de firmă? Chiar crezi că o să înghit mizeria asta? Hai, măi, pătolește, că am o grămadă de treabă. M-ai luat cu firmă, m-ai luat cu... taică-tu și cu amantă și cu ce înseamnă asta? Și că suntem copii? Sunt bulversat. Nu-mi vine... Nu știu ce să cred. Mă jignești? Chiar nu ți este rușine? Mie să-mi fie rușine? Păi cum poți să spui așa ceva? Păi da, te-am auzit. Dar n-ai auzit bine ce ai? Am o grămadă de treabă în firmă, mă iei și mă ții cu amănțeală și cu toate, dar eu altă treabă nu am. Diana, dacă nu-mi recunoști, acum ne supărăm tare. N-am ce să recunosc, potolește-te, calmează-te, că degeaba timp ce faci uterile astea. N-am cum să mă calmez, cum să mă calmez când te-am auzit? Măi, tu nu înțelegi că nu e vorba de așa ceva? Vorbeam doar de firmă și atât. Tata trebuie să-mi spună ce se întâmplă. Pentru că nu-mi place să fiu mințit în față. Deci, Diana, dacă tu nu ai de gând să-mi spui, poate o să-mi spună el. Măi, unde pleci? Vino înapoi! Măi! Hai de capul meu! Cele auzite îl bulversează și, deopotrivă, îl înfurie pe Eugen. Nemulțumit de explicațiile primite de la Diana, el pleacă grăbit spre casă având un singur gând, acela de a-și înfrunta tatăl. Tata, vreau să-mi spui ce este între tine și Diana. Eugen, ce s-a ce întâmplat? Ce este între tine și Diana? Am fost la birou și Eugen, am auzit. Calmează. Deci am auzit ce vorbeați la telefon. Nu vreau să aud minciuni, vreau să-mi spui direct ce este între tine și Diana. Ce vorbeam la telefon despre serviciu, despre business, serviciu? Ce avea de făcut? Business? Că se auzea clar despre ce este vorba. Voi nu vorbeați despre serviciu. Ce este între tine și Diana? Eugen, nu e nimic între mine și Diana. Deci măi de fraier, măi de prost, tata. Eugen, nu mai băga prostii în cap, că nu e nimic. Te rog să-mi spui ce este între tine și Diana. Uite, îți spun, între mine și Diana este o relație de serviciu, relație nu profesională. Nu există așa ceva, am auzit clar despre ce vorbeați, am auzit. Te rog să-mi spui ce este între tine și Diana. Eugen, înțelege-mă că nu e nimic între mine și Diana, pe bune. E serviciu, sunt chestii, probleme de serviciu, sunt chestii cu financiare. Nu cred nimic, deci nu cred nimic din ce îmi spui. Astea sunt minciuni, te rog frumos să-mi spui adevărul. Cearta dintre Eugen și Paul nu a lămurit lucrurile, iar starea de tensiune încă persistă, mai ales că acum tânărul este convins că îi se ascund multe lucruri. Și într-adevăr, așa este. Deci eu vreau să știu ce se întâmplă. Am auzit foarte bine ce am auzit la telefon în birou și vreau să ascult toată povestea reală și din primă. Ești sigur că vrei să afli adevărul? Pentru că s-ar putea să nu-ți placă. Sunt mai mult decât sigur. Vreau să știu treaba asta. Am decis. Diana, te ascultăm. Să spun ce? Adevărul. Care adevăr? Jucăm așa? Nu am ce adevăr să spun. Nu înțeleg, nu prea înțeleg despre ce vorbim. Explică-i, te rog frumos, mamei tale. Ce ai auzit? Deci, mama, eu eram în birou. Așa. Moment în care m-a auzit-o pe Diana. Așa. Certându-se la telefon cu tata. Așa, și? Și care e chestia? E chestie de firmă, chestie de business? Care e ideea? Ce? Păi e prima chestie dată... de firmă și de business să-l fi deranjat atât de tare pe fiul dumneavoastră? Da, cât o mai țineți cu minciuna asta, domnul Paul? Ce auziți? Păi, pune concret. Nu înțeleg de ce ziceți cuvântul minciună. Hai, tată, lasă vrăjala asta. Spune adevărul, am auzit bine ce am auzit. Știu despre ce e vorba. Spune-ne tuturor. Ce ai auzit, deci Eugen? Tu ai deja o părere formată. Vrei doar să vezi dacă tatăl tău și iubita ta pot să-ți spună verde în față adevărul.
Adevărul este că am lucrat în aceeași firmă, eu am ridicat firma, ea a fost o angajată și este o angajată foarte bună. Asta e adevărul. Tata, lasă, asta deci, lasă, Eugen, spune ce știi. Spune ce ai auzit. Eu am auzit. De ce ne-am întâlnit aici? Ce ai auzit? Ce ai auzit, Eugen? Că nu-mi dau seama. Nu vi s-a părut ciudat felul în care a reacționat soțul dumneavoastră? Ba da, chiar l-am întrebat la Bine, fiecare discuție. Adevărul, dacă tot vorbim despre el, este că nici dumneavoastră nu o place pe Diana. Păi... Nu știu, am simțit ceva, nu știu că spuneți, e neregulă. Spuneți, vă rog frumos, adevărul. Ați considerat că Diana este ce? O distracție pentru fiul dumneavoastră? Să capete și el niște experiență ale vieții? Exact. Nu v-ați gândit că se va ajunge atât de departe? Nu, cred că se ridică la nivelul nostru. De vai, pretenții. Ce nivel aveți? Lasă, dragă, că știi foarte bine tu de unde provii și nu cred că ești tu de nasul lui Eugen. Okay, hai să fim serioși. Voi sunteți boieri. Hai că ți-ai luat nasul la purtare și profiți de faptul că ai fost protejata domnului. Deci nu e vorba de asta, e vorba că erai angajat în firmă, firma e a noastră. Ok, lata, te-am rugat, una lasă. E una, alta e alta. Exact, da? Exact. Eu am auzit cearta pe care a avut-o cu Diana. Adică știu despre ce este vorba. Vreau doar să-mi continuare, recunoști. Și tatăl tău te minte în față și se comportă cu tine ca și când ai fi Dumnezeule, dar spune-ți odată unul ceva. Un bărbat în toată firea. Despre ce-i vorba cu fătuca asta? Care știu, am simțit de la început că nu e ce trebuie. Pe soțul dumneavoastră că este nițel gelos. Adevărul este că, na, Diana e o femeie foarte frumoasă, nu? Doamne ferește, măi, Paul, dar ce dragă de tăgiți așa? Caterina, cum îl lăsăm pe ăsta să-și distrugă viața? Serios vorbim? Măi, dar tu trebuie să reacționezi așa de față cu fătuca asta? Serios? Păi, dar tu cu cine ții? În loc să ții cu băiatul nostru? Păi, tocmai de aceea că țin cu el, nu vreau să-l las să-și distrugă viața! Lasă, dragă, că nu e nicio nenorocire. Ce gata, a luat-o de nevastă. De ce reacționezi așa? Păi, deci te înțeleg, nu te înțeleg. Pe cuvântul meu, am mai discutat lucrul ăsta. Dar eu te știu pe tine un om inteligent. Nu gândești și tu un pic. Te-ai calmat? Da. Dar, nu știu, sigur? Ești ok? Că, nu știu, ești gelos pe fitul, nu știu, va zăpăcit femeia asta? Nu începe cu prostii din astea. Nu sunt gelos pe fiime. Cum să fiu gelos pe fiime? Ce motiv aș avea să fiu gelos pe fiime? Crezi că te ajută în momentul de față să minți în continuare? Dar vorbește mai, fată. Dar n-am vorbește făcut... odată. Vă rog că nu să nu ridicați tonul la mine. Ce ai cu soțul meu? Ce ai cu băiatul meu? Despre ce ai vorba aici? Știi, mi-e rușine oarecum că va trebui să întreb asta. Ce te crezi așa de importantă? Dar, doamnă, este pentru prima oară când soțul dumneavoastră mai calcă prin străchini? E prima oară. V-am zis, deci, să începem să dezgropăm. Ce e astăzi? Au fost câteva scăpări, recunosc, așa este. Mama, le-am eu de ce spus, nu știu asta? Eugen, nu trebuia să știi tu așa ceva. Te rog, nu vreau. Diana, nu vreau să a fost una dintre aceste scăpări sau a însemnat mai mult pentru dumneavoastră? Diana, vrei să... Cum e cu iubirea, Diana? Ceva? Acolo unde este iubire, este și minciună? Totuși avem... Dar cu ce mint? Într-adevăr, riști în momentul de față să-l pierzi pe Eugen, dar dacă minți în continuare, nu vei mai avea nicio șansă. Este o persoană care va spune adevărul. Pentru că văd că voi nu aveți acest curaj. Extraordinar. Bună seara! Bună seara! Seara, dar nu prea e bună, cred. Ce ai cu tine, Cornel? Păi nu fac și eu parte din familia voastră, așa nu mă considerați prietenul vostru? Cum să nu? La cum stă situația, nu știu. Ce mai aflăm astăzi? Ce mai aflați? Ce trebuia să afle mai demult. Cornel. Diana! Înțeleg, ce legătură? Ce trebuia să se afle mai demult? Cornel, hai să nu o luăm așa, că tu știi foarte bine situația noastră. Cornel, noi am vorbit, știi foarte bine, noi am început o chestie, noi am făcut, n-are sens, nu știu... Păi cu atât mai mult că ne leagă o prietenie... Tocmai. Și cam într-o minciună,
prietenia asta. De ce zici că e minciună? Treabă pe Diana. Să spun ce? Ce ați vrea să spun? Adevărul. Secretul ăsta care îl ții tu. Secretul? Da, aha. Adevărul. Faptul că noi trei aveam un pact? Diana, nu trebuie să ajungem în discuții de genul... Ba, da. Aha. Ce pact? Despre ce pact? Explicați-mi odată, că nu ce înțeleg pact? Nimic. Tot v-am vorbit. Să explice. Atât de mult îl urăști, omul acesta? Foarte mult îl urăști pentru ce mi-a făcut. De ce? Foarte. Că te-am adus în firmă? Nu, pentru că m-ai lăsat pe mine și pe mama. Și pentru că n-ai fost lângă mine când am avut nevoie de tine. Decât cu bani și atât. Păi eu doar cu asta am crescut, doar cu bani. Lângă mine nu ai fost absolut deloc. E fata ta? Fata dumneavoastră? Da. Eu îți mulțumesc mult de tot că îmi ești alături și cu toate astea, uite că... Mai ce mulțumit că fac ce trebuie să... Nu, te rog, apropierile astea nu și-au rostul acum. Dar ce ești așa rău? Nu sunt rău. A. Pentru ce? Ne facem treaba fiecare și... Te rog, așa și trebuie. Așa și trebuie. Ca să meargă treaba bine, așa și trebuie. Mhm. N-ai fost lângă mine la școală. Și n-ai soțul fost dumneavoastră la știa, doamnă, bine mersi. De toată povestea. Cum adică știai, tata? Și care-i ideea? Tata. De ce nu știm și noi? Draga am pierde focul tău tot timpul. Și da, de ce nu știm și noi? De mine deloc. Hai, vorbește acum, spune. Nu mai ai nimic de spus? Mi-am cerut scuze la momentul potrivit. Și tu ai impresia că scuzele spală rufele? Nu putem să întoarcem timpul înapoi. Dar eu zic că te-am ajutat destul. Ai uitat cât ești de rece te-am cu ajutat. Mine? Ai uitat cât ești de rece cu mine? Ai uitat că te comporți cu mine ca și cum aș fi un străin? Și tu ce atitudine ai în toată povestea asta? Nu înțeleg, de ce? De ce nu înțelegeți? A fost o greșeală din tinerețe. E prietenul tău, de ce se ceartă acum cu Fisa? Nu înțeleg. A fost o greșeală. După atâția ani de zile, tu știi și noi nu știm? Draga mea, a fost o greșeală din tinerețe. Fiind prieten, m-a rugat, hai, ajută-mă. Ce greșeală! O greșeală de-a lui greșeală! Cu cele mai minți! Și ce era de ascuns? Eu de ce nu știu? Eu de ce nu știu? Nu știu. Ce mi-ascundeți? Pentru că, ce doamnă, se întâmplă? Gândiți-vă puțin, puneți-le cap la cap. Gelozia soțului dumneavoastră? Nu vă spune nimic asta? Tată, vreau în momentul ăsta să-mi spui despre ce este vorba. Paul, în viziunea dumneavoastră, cum e, un unchi așa pentru Diana sau un al doilea tată sau... Eu l-am considerat un al doilea tată. Faptul că m-a ajutat cu fata... Și n-a pus niciun fel de întrebare. Bănuiesc că v-ați sfătuit, nu? De-a lungul anilor cu Paul. Pentru că normal. El are o familie, are o căsnicie stabilă. L-ați întrebat, bănuiesc, cum să procedați, cum să faceți. Cum se descurcă în firmă? Dar nu, tot nu înțeleg ce era de ascuns. Dacă Paul a depășit o oarecare limită, Nu înțeleg. Hai, tată, spune-ne. Explică-i, te rog frumos, lui Cornel, ce ai auzit tu mai exact. Da. Am încheiat orice. Acum sunt cu fiul tău, îl iubesc și mă iubește. Și încetează să mă mai sun. Gata, s-a terminat orice. Nu mai vreau să mai aud. Diana, te rog frumos. Diana. Te rog frumos, înțelege și termină. Hai, gata. Nu mai Diana, vreau să mai aud te... nimic. Niciun termen. Te rog frumos, a fost ce a fost, a trecut, gata. Oprește-te și tu. Sunt la pirul, nici nu pot să fac peste tare. Diana înțelege, în acest moment încetezi relația cu fiul și îți dai demisia, da? Nu am de gând să încetez nimic cu fitul. Eu îl iubesc pe fitul și cam atât, punct. De ce, Diana? De ce îmi faci așa ceva? Nu-ți fac nimic. Paul, te rog frumos, ce-a fost între noi a fost. Punct. Să nu mai aud. Ce? Ce-a fost? Ce-a fost între tine și tata? Ce ai auzit tu mai exact? Este foarte interesant și pentru mine. Am auzit cum Diana se certa cu tine și îți spunea că ea nu vrea să vină să vă vedeți. Unde să vă vedeți? Și de ce la ora aia târzie, în primul rând? Tata, hai să ne spui tu mai bine, de fapt, ce am da, auzit. Da, vroiam să mă întâlnesc cu ea și să-i spun să renunțe la relația cu tine. Dar de ce, dragă? Dar spune odată, Dumnezeule, nu înțeleg nimic. Tatăl tău minte cu nerușinare.
Nu înțeleg de ce bate pe subiect. Și culmea, Diana te-a mințit de mai multe ori. Ți-a spus că pleacă, să se vadă cu maică sa, sau cu alte treburi. Dar de fapt treaba ei era cu tatăl tău. Poftim? Cum adic? Oi, tată! Tata, ce e asta? Tata, te rog să-mi spui ce e asta? Cum mă faci pe mine să mă simt? Asta cum să-mi faci așa ceva? Am avut o bănuială. Deci, băi, tata, eu nu mai vreau să te văd în viața mea niciodată. Dispar din viața Eugen. Mea. Dispar! Deci acum înțeleg eu. Acum înțeleg. Aveți curajul să-l priviți în ochi tot timpul? Și să-i spuneți adevărul? Aveți o relație cu fica lui? Zic că nu e adevărat. Te rog, zic că nu e adevărat. N-ai avut curaj să fii bărbat față de mine, să recunoști lucrurile astea. Dar nici tată nu poți să fii! Nici tată nu poți să fii! Draga mea... De asta ce-am? V-ați opus de la bun început? De asta ați sărit ca arsul? Tu ai apărut într-un moment în care eu nu m-am așteptat. Ceea ce vreau să înțelegi că eu te iubesc pe tine. Viața dumneavoastră și greșelile se plătesc. Și ați profitat, ați profitat de slăbiciunea ei. Ei bine, trebuia să-mi spui adevărul de la început. Să iar spun că nu ce? Nu am cum să te iert. Și principalul vinovat ești tu. Ești dezamăgirea vieții mele. Te rog frumos să ieși din viața mea. Nu mai vreau să te văd. Mă, iubitule, mă, lasă-mă ce să vorbesc aici? Cu tine, lasă-mă. Ieși, să... lasă-mă în pace, nu vreau să te mai văd niciodată. Explic, măi. Cum să faci asta? Cum să mai vrei să ai... Cum să vii nu tu la mine? Nu mai fi atât de căpoți și lasă-mă să-ți explic. Ce să-mi explici? Că tu ai fost amanta tatălui meu, mi-ar fi fost rușine să vin până aici în cameră. Măi, omule, vreau să înțelegi un lucru. Ce să înțeleg? Eu am plecat pe o răzbunare, așa este, da. Bun, doar că tu ai apărut într-un moment în care eu nu m-am așteptat. Ceea ce vreau să înțelegi este că eu te iubesc pe tine. Cum să mă iubești pe mine dacă m-ai mințit din prima secundă? Măi, omule, tu nu zici că în momentul iubire. În care noi ne-am cunoscut, eu nu am crezut că va fi ceva între noi, doar că lucrurile, exact cum ai spus și tu, încet, încet au avansat și s-au schimbat. Chiar în halul ăsta să decazi. Deci tu știai de atâția ani de zile că e fata lui Cornel. Și tu te combin cu ea? Cu fica mea? Și... Cum te-ai gândit? Deci, la atâția ani care ne leagă, ce am făcut noi împreună, am făcut împreună. Cornele, dar cu fica mea? Cornele, de la tine deci așteptam... E de noaptea minții. De la tine așteptam să mă înțelegi, Cornele. Deși tu ai greșit în ceva. Ce înțeles, mai, omule? Deci și e de înțeles aici. Am greșit eu. Deci nu se compară cu ce faci tu și ce ai făcut tu. Dar tu cred că nu ești normal, nu mai gândești normal. Acum dai vina pe toată lumea. Toată lumea e vinovată, tu ești nevinovat. Nu dau vina pe toată lumea. Asta. Nu am dat vina pe nimeni, doar vreau să înțelegeți că ați profitat. Doamne, a fost o greșeală. Ați profitat, asta evident. Asta nu ești o greșeală. Zici că ai fi vreun puști. Ce greșeală, dragă? S-a întâmplat odată? S-a întâmplat odată, așa cum ziceam eu de fitul ăla? Lasă, dragă, că se distrează. Soțul dumneavoastră era perfect conștient că Diana urăște pe tatăl ei și îmi pare rău că vă spun asta, dar până la urmă e viața dumneavoastră și greșelile se plătesc. Și ați profitat de slăbiciunea ei. Aha, deci tu m-ai văzut pe mine un copil mic, credul și prost și ai zis să profiți de oportunitatea Doamne, asta. Doamne, nu înțelegi că n-are nicio treabă, că nu te... Într-adevăr, la început am fost un copil și nu am crezut că puteți să avem o relație, dar... În timp m-ai câștigat și... Și să mă minți de la început? Dar nu înțelegi că... Nu știam cum să-ți spun și plus că la început n-am știut că se va ajunge aici. Atunci de ce ai mai ieșit cu mine? Trebuia să o stopez de la început. Nu avem ce să discutăm. Nu mai vreau să am nicio legătură cu tine. Măi, dar lasă-mă să vin lângă tine. Vreau să vin lângă tine. Te rog frumos să ieși. Asta este Diana cunoscându-i povestea, știind prin ce a trecut. Nu a avut un tată lângă ea. Și apropo... Și trebuia să profite de Da, păi el apropo, a fost protectorul, da, ea a fost și mamă și tată. Dumneavoastră, bănuiesc că erați într-o altă căsnicie, nu? De nu ați putut să aveți grijă de Diana. Ce vină are acest copil, că nu ați fost lângă ea? Mi-am recunoscut vina. Am greșit. Clar am greșit. Acum ce să fac?
Păi... Dar de la asta se ajungă la așa ceva? Păi se ajunge, că, că de la o minciună pleacă și alte minciuni. Te rog frumos să ieși, pentru că vreau nu să stau cu tine, mai vreau să am nicio treabă cu tine. Deloc. Nu mai fii așa, că poți, omule, eu te iubesc pe tine. Nu există așa ceva pentru mine, ce nu înțelegi? De ce nu te pui și în locul meu? Că eu am avut o răzbunare de dus la capăt. A trebuit să mă răzbun pe tatăl meu, dar nu are nicio legătură cu tine. Eu pe tine te iubesc. A, și prin treaba asta, adică pentru tine răzbunarea a fost mai importantă decât relația cu dar mine. Dar eu când am început răzbunarea pentru tatăl meu, tu nu erai, tu ai apărut acum. Ei bine, trebuia să-mi spui adevărul de la început. Să spun că nu ce? Nu am cum să te iert. Trebuia să-mi spui în momentul în care te-am cerut în căsătorie. De ce nu mi-ai spus să atunci? Să spun că ce? Deja aveam sentimente pentru tine, nu știam cum să-ți spun. Cum puteam să vin în fața ta și să spun... Auzi, iubitule, știi că i-am o răzbunare și... Serios? Pe mine nu mă mai interesează în momentul de față. Nu mai vreau să aud de tine niciodată. Între noi nu mai poate și nu va mai fi nimic niciodată. E sigur? Sunt foarte sigur. Foarte sigur? Te rog să ieși din viața mea. De asta s-a ajuns aici. Pentru că nici tu n-ai recunoscut și fata asta a crescut în felul în care a crescut. Ai adus-o la firmă. Știați toți că e fiică ta, numai eu nu știu. Nu v-ați ce gândit tu la fiul tău, te-ai gândit? De la relația cu Paul? Credeai că va divorța? Da, credeai că ai ce? Ști cât nu poți să te sufăr și că din cauza ta am făcut toate lucrurile astea. Pentru că n-ai fost lângă mine când a trebuit, n-ai fost la o zi de naștere, n-ai fost să mă alin, n-ai fost când am fost bolnavă, n-ai fost nicăieri. Și nu ți-a apăsat și nu te-a interesat niciodată de nimic. Din răzbunare am făcut asta, înțelegi? Din răzbunare, pentru că nu te sufăr pentru ce mi-ai făcut și cât am tras și cât am suferit din cauza ta, om fără suflet și fără scrupule. Doamne, iartă-mă, nu, păi și... Răzbunare față de copii. Cine, fetiță? Față de față familia de mea? Mine. De bărbatul meu și de copilul meu? Față, față de cine răzbunare? Nu mă interesează de bărbatul tău. Nu te interesează? Nu mă interesează. Eu pe Eugen îl iubesc. Și sincer, n-avea nicio rușine să afirme așa ceva, nici nu mă interesează că îl iubești după Eugen. Schimb, să-ți fie rușine. Nu poți pretinde asta. Îi iubești pe toți. Ok, că te macină această răzbunare, că ai avut un trecut mai urât, mai dureros. Dar în momentul în care pretinzi că te-ai îndrăgostit, că ți-ai găsit jumătatea, nu ai cum să continui. Și principalul vinovat ești tu. Poate că așa e... Poate. Nu că poate. Cornele. Sigur da. Așa este. Deci tu știi pentru că tot. Măcar. Ce aflu eu Diana azi? Diana pretinde acum că a încercat să-i spună adevărul, dar s-a temut. Dar dumneavoastră, rost de gelozie, v-ați gândit la un singur lucru. Să nu o pierd eu pe Diana. Poate că n-a fost gelozie, poate că da, m-am gândit da, și da, eu da, la da, Eugen. E, de e ce băiatul, nu înțelegi și aspectul ăsta? Băiatul nostru e prea mic pentru Draga ea. Prea... De... Dar tu câți ani ai? Tu câți ani ai față de ea? Și te cobor la mintea ei. De ce nu vă gândiți că m-am gândit și la Eugen, da? Te-ai gândit la Eugen? Doamne ferește! Tată, ce cauți aici? Eugen, tată. Eugen, tată. Ascultă-mă puțin. Te rog eu mult, ascultă-mă tata, puțin. Tata, nu am ce să ascult. Te deci rog? Nu am ce să ascult de la tine. Îmi pare rău că s-a ajuns la situația asta, crede-mă. Îmi pare foarte rău și mai ales că te-am rănit și pe tine, dar... Caută să înțelegi, măcar caută acolo, ascultă-mă puțin, caută să înțelegi, nu știu... Să înțeleg ce? Uite-te unde ne-ai adus pe toți, uite-te ce mi-ai făcut mie, uite ce ai făcut mamei mele și iubitei mele! Eu m-am îndrăgostit de fata care ți-a fost ție amantă, Eugen, tata, cum? Eugen, tata, mai greșești în viață, mai calci pe lângă, mai ca bărbat... Tată, nu există așa trebuie ceva. Trebuie să înțelegi. Bun, să zicem că tu ai dreptate în chestia asta. Ca bărbat mai faci. Bun, trecem. Nu zic că am dreptate. Nu zic că am dreptate. Zic că am greșit. Îmi pare foarte rău. Îmi cer scuze față de tine. Dar și vreau... ce ajută scuzele în momentul ăsta? Te joci cu viețile noastre, fetiță. Bine că mă joc eu cu viețile voastre și alții sunt sfinți. Ca să te răzbun. Ca să mă răzbun pe pentru ce mi-a făcut. Ce legătură au ai mei cu taică-tu? Ce legătură au? Toate uite așa, karma se întoarce pentru fiecare parte. Tu rog să zici că ai avut un loc călduț. Dar ai văzut după bărbat cu ușa de biserică și vii să-mi spui tu mie că nu știu ce. Dar nu e treaba ta asta să-mi spui tu mie asta. Păi nici treaba ta nu este. Nu, că ești tu. Dacă nu îl încurajezi tu, nu se întâmplă treaba asta. Ce să încurajez eu, tată? Totul mi-ți am spui mie și să-mi ții morale și pe urmări. Ți-am zis tu, dai vina pe toată lumea. Nu, că tu ești principalul vinovat.
Tata, în momentul ăsta tu nu mai existi pentru mine în viața mea. Vreau să nu mă mai sun niciodată, să nu mă mai cauți, nu mai vreau să aud de tine. Nu poți să spui așa ceva. Nu mai vreau să aud de tine nimic, ești dezamăgirea vieții mele. Te rog frumos să ieși din viața mea, nu mai vreau să te văd. E ucer. Da, tu ești vinovat de absolut tot. Ai înțeles? Eu și toată lumea. Tu și toată lumea. Eu și toată lumea. Da, pentru că nimeni nu știe ce am făcut eu. Da, în momentul ăsta să ieși afară din casa mea. Să ieși afară din casa mea în momentul ăsta. Stai un pic să vorbim. Te rog să ieși din viața mea. Foarte bine, foarte bine. Hai. Da, ascultă-mă, eu te iubesc, omule. Nu mă interesează. Uite-te cu câte m-ai mințit. Uite-te ce mi-ai făcut. Uite ce ai făcut familiei mele, tatălui meu, mamei mele, uite-te în ce situație ne pui. Iar pe mine m-ai mințit. Hai, ce mai aștepți? Nu înțeleg, ce mai aștepți? Pe lângă faptul că eu nici măcar nu le-am ascultat părerea și te-am iubit din toată inima mea. Te rog să ieși în momentul ăsta. Afară din casa mea. Doamne ferește-mă. Hai, liniștește-te. Cum să mă liniștesc? Mama, cum să mă liniștesc? E greu, dar trebuie să te liniștești. Bine că ți-ai dat seama despre ce e vorba. Cum rămâne cu tatăl tău? Deci eu pe tata nu mai vreau să-l văd în viața mea. Nu mai vreau să fie în viața mea. Foarte urât pe care tu îl spui acum. Bun, eu înțeleg chestia asta. Rău este tatăl tău. Gândește-te, Diana ar fi trebuit să-ți spună prima adevărul. Pentru că tatăl tău are foarte multe de pierdut, da? Diana era mânată de o răzbunare oarbă. Eu pe tata atât. Nu mai vreau să-l văd niciodată. Nu știu ce vrea mama să facă cu treaba asta, dar... Nu, el trebuia să realizeze ce are de pierdut. Adică e un pic cam târziu, s-a ajuns mult prea departe. I-am iertat prea multe, am trecut cu vederea atâta vreme și chiar mă gândesc serios să divorțez. Nu, mi se pare mult prea mult ce s-a întâmplat și până unde s-a ajuns. Dacă Diana ți-ar fi spus adevărul, în momentul în care... i-ai mărturisit sentimentele tale. Sau uite, când ai cerut-o de soție, ar fi stat lucrurile altfel între voi? Dacă ea atunci ți-ar fi spus adevărul. Ei bine, poate tratam dintr-o altă perspectivă lucrurile. Dar adevărul n-a fost spus. Iar minciuna rămâne minciună. În toată această poveste, victima este Eugen, cel care a crezut cu tărie în relația cu Diana. Acum nu mai contează declarațiile ei de dragoste, pentru că, din păcate, chiar dacă ar fi reale, nu mai pot fi crezute. Nimic nu se poate clădi pe minciună, la fel cum totul clădit pe minciună se poate nerui într-o clipă. Cu toții greșim. Însă cred că diferența o face felul în care ne raportăm la propriile greșeli. Fie că ne place sau nu, ele trebuie asumate. Ce ai făcut? Te-ai emoționat? Da, m-am emoționat când am văzut. La fel e și cu mama, s-a bucat acum de fitness, se duce la sală, vrea să slăbească. Mi-ai promis că mergem afară. Știi că nu putem să mergem acum afară. De ce? Deci n-ai cum, eu nu te cred așa. Nu, tai că mi-e în formă, are și gașca lui de prieten cu care iese, adică e fiță. Vorbești serios? Dar copilul tău știe de relația ta? Hai să profităm de timpul ăsta să-l ducem la maxim. Să întindem tot ce înseamnă mușchiuleți din corpul tău. A, aici. Da. Bă, dar puteam să jur, mă, că o să se întâmple ceva. Salut, George, ce faci? Salut. Bună. Silvia, pare bine. Nicoleta. Ce fel de tată sunt eu? Un tată grijuleb, un tată atent cu tine, un tată care te-a ajutat tot timpul, ți-a fost alături și uite, un tată care te răsplătește pentru ce faci. Am înțeles. Și așa stă treaba. George, ai coloană vertebrală sau nu? Fii bărbat, frate, și recunoaște. Dă-o pe bune, că eu nu sunt proastă. Scrie cumva pe fruntea mea fraieră? Dar ce legătură are una cu alta? Vreau să-ți mai spun o chestie, dar calm. Nu știu care e mai puștan între noi doi. Și mai ales că maică ta nu știe.